Slăviți să fie Domnul! Amin! Dănărim pe acelea care merită toată slavă și glorie și cinste și mărire. Amin! Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește. Și mulțumesc harul Dumnezeu că suntem împreună în dimineața aceasta binecuvântată, pregătită de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Am stat și m-am gândit în dimineața aceasta ce să spun. Dar în mintea mea tot felul de gânduri și tot felul de lucruri care aș dori să spun, dar nu vreau să prelungesc timpul. Vreau să spun că avem un Dumnezeu mare. Asta că nu că spun eu, El este mare. Avem un Dumnezeu vegheator, un Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește. Un Dumnezeu care dorește ca toți oamenii să vină la un timp. În dimineața aceasta suntem într-un loc binecuvântat. Fără nicio îndoială. Când ești în prezența lui Dumnezeu, când ești în casa lui Dumnezeu, tu ești într-un loc binecuvântat. Amin. Și aici Dumnezeu dă binecuvântare. Amin. Aici Dumnezeu dă binecuvântare și viață pentru veșnicie. El este un Dumnezeu care este viu în veci veci. Stăm înaintea lui în dimineața aceasta cu dorință. Aleluia. Să trăim o viață curată, sfântă. Amin. Și Dumnezeu asta dorește de la noi. Dacă noi dorim lucrul acesta, era dorit înainte să dorim. Că noi să trăim o viață curată și sfântă înaintea Lui. David, un împărat, cel mai puternic împărat, pot să spun, un om după inima lui Dumnezeu, într-o clipă, într-o clipare, a căzut. A căzut, chiar a avut o stare și o cădere atât de gravă. La un moment dat a făcut și crimă, adulter, adică a făcut, să spun, cel mai grave păcate, pot să spun. Dar dimineața aceasta, Dumnezeu nu se uită la cât de mare este păcatul, sau cât de mic este păcatul. Dumnezeu se uită la fiecare dacă vii cu inima zdrobită, recunoscând păcatul și cerând iertare și primind iertarea lui Dumnezeu. Noi am cerut, mulți de noi au cerut iertare pentru greșeli, păcatul una altă. Dar acum noi, în momentul și în clipa de față, noi suntem iertați. Amin. Noi încercăm în iertarea lui Hristos. Încercăm în sângele Lui care ne-a spălat. Și suntem copii al lui Dumnezeu. Aleluia. Suntem copii al lui Dumnezeu. Aleluia. În dimineața aceasta, stăm înaintea noastră trupul și sângele Domnului. Aleluia. Cine mănâncă și bea trupul meu, sângele meu, are viață. Și eu cred tot aceia care suntem aici. Dorim să avem viață și viață din belșug, viață veșnică prin Iisus Hristos. Un om a venit într-o zi a Domnului Iisus Hristos. Nu este un oricare om. Un om care se numește Nicodim. Un învățător al legii. A venit înaintea Domnului Iisus Hristos într-o zi. Ioan capitolul 3, versetul 1 spune așa. Între farisei era un om cu numele de Nicodim. Un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noapte și le-a zis: Învățătoare, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face semne pe care le faci tu. Adică nu este, dacă nu este Dumnezeu cu el, a venit în furiș noapte să nu fie văzut de colegii lui, de farisei, de preoți. A venit cu recunoscând pe Iisus. Adică nu că doar știu eu, știm. Știm mulți dintre noi, știm și cunoaștem cine ești tu. Știm că tu ce faci, tu faci, pentru că Dumnezeu face prin tine. Știm și nu cunoaștem. Și întrebarea mea este în dimineața aceasta pentru noi toți. Știm? Recunoaștem? Știm că El poate în dimineața aceasta? Știm că El e Dumnezeu care are putere asupra orice scoare și orice boală, orice suferință, orice necaz, orice virus, orice lucru, El poate. Poate mi se știi. Poate mi se recunoști. Nicodimul om învățat nu știa cum va ajunge în cer. Și Domnul Iisus Hristos spune: Nicodime, tu trebuie să faci un lucru. Da, Nicodime, tu
viața mea este un lucru hotărât să pot să mă nasc din nou. Să mă nasc din apă și din Duh. Amin. Să mă nasc din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Amin. De aceea venim în dimineața aceasta cu toate credere și credință în El, că știm cine este El. Și cunoaștem cine este El. Amin. Pentru că El este acela, El a așa în vecina ce Dumnezeu. Nu s-a schimbat Dumnezeu în dreptul nimănui. Și nu va schimba Dumnezeu în dreptul nimănui. Umblă și călătorește în iertarea Lui. Te-a iertat. Te-a spălat. Te-a făcut copil al Lui. Copil al Dumnezeu. Nicodim, greu a înțeles. Dar eu cred. Care suntem aici, am înțeles foarte bine. Amin, amin. Trebuie să ne dezbrăcăm de tot ce este rău. Amin. Și trebuie să ne îmbrăcăm în El. Glorie, El este neprihănirea noastră. El este acela care prin El avem părtășie cu Dumnezeu. Este acela care ne-a dat totul din dragoste și din belșug. El este un Dumnezeu neschimbat, un Dumnezeu atotputernic. Merantos vento vianto meritos tanto che non tu vio. Viu este Domnul adunat în dimineața aceasta. Trezește-te la realitate că Hristos este Domn. Trezește-te la realitate că venirea Domnului este aproape. Nu te teme! Nu te teme! Nu te teme de împrejurile care sunt în jurul tău. Dorința mea și a ta trebuie să fie împărăție Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, noi trebuie să ajungem în cer. Prin credință, în umblare, prin trăire, prin acceptare voia lui Dumnezeu în viața noastră. Tite spune un cuvânt, Pavel către tine spune un cuvânt, versetul 3, capitolul 3, versetul 5 spune așa, El n-a mântuit, nu prin faptele făcute de noi, în neprihănire, auziți? Nu prin faptele făcute de noi, în neprihănire, ci prin puterea și pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Unde? Aici. Înnoirea făcută de Duhul Sfânt în mintea noastră. A murit, eu dau exemplu acesta pentru că este adevărat. A murit ca musulman. A murit ca închinător lui Allah. Ca închinător lui Muhammed. Ca făcea rugăciunea vindecă de 5 ori pe zi. A murit. Și m-a schimbat mintea. M-a schimbat inima. Nu mă trăiesc eu. Nu mă trăiesc eu. Trăiesc de El și vreau să trăiesc. Nu mă ierd în minte și în timp. Fără tatăl. Prin noi era minții. Lasă Duhul Dumnezeu să lucrează în mintea ta. Lasă Duhul Dumnezeu să cercetează mintea ta. Lasă Duhul Dumnezeu să facă o înnoire. Pentru că are nevoie de schimbare. Moare odată. Să murim odată. Să trăim viu împreună cu Domnul. Nicodim a înțeles, cred. Și noi am înțeles. De aceea suntem în dimineața aceasta. În casa lui Dumnezeu este vreme în adevăr să ne împăcăm cu Dumnezeu. Este vreme în adevăr să ne împăcăm cu Dumnezeu. Este vreme de schimbări. Este vreme de a ne trezi, oameni buni. Nu te teme de ziua de mine. Că Dumnezeu se îngrijește de ea. Nu te teme de lucruri care sunt în jurul tău. El este stăpân. El este Domn, El este Dumnezeu, El este atotputernic. Este un demn de rugăciune, dar și avem trebuie să-mi ridicați în picioare. Este un demn de rugăciune și vă îndemn în dimineața aceasta să înțelegem toți. Că trebuie să murim să trăiască El în noi. Haleluia. Noi să ne rugăm doar, este prima dată când vin în biserică, după ce s-a deschis, a fost un conjunctură aceasta, că mai mult am stat la țara, pe soacră mea la țara, și de multe ori am dus de weekend, fiecare weekend acolo și am stat cu ea. Dar am dorit în dimineața aceasta, înainte să plecăm în Liban, pe 19 decembrie, să vin, să fiu partaj la cina Domnului împreună cu voi. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și așa cum este pâinea aceasta, azi în această ună, să fim cu toți una pentru Domnul. Așa cum este rodul viței,
una picătură cu picătură, care este fiecare dintre noi câte o picătură acolo, să fim una în Domnul. Amin. Rugați-vă pentru noi. Amin. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă dea putere și călăuzire în tot ce faceți. Amin. Și tot ce faceți să fie spre gloria și slavă lui Dumnezeu. Amin. Rugați-vă pentru noi, pentru că în vreme care stai în limbare este o vreme foarte, foarte, foarte dificilă. Din foarte multe, din multe puncte de vedere. Și economic, și spiritual, și luptele atât de mari. Dar știu că noi mergem împreună cu El. Aleluia. Vă spun, de multe ori am stat cu discuții cu soția mea și am zis, El a ales, dar eu trebuie să mă supun. El a ales pentru că a iubit și sufletul lor și eu trebuie să mă duc pentru că El m-a trimite. De aceea am nevoie de rugăciunea voastră și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne rugăm din dimineața aceasta că Duhul lui Dumnezeu să preia controlul asupra tot ce avem. Amin. Asupra biserica aceasta, limanul bun, asupra vieții noastre, familiei noastre. Amin. Asupra tot ce faceți și împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să preia controlul. Dați controlul Dumnezeu. Aleluia. Predați tot în mâna Domnului. Amin. Și să creăm o viață sfântă, curată. Aleluia. Niște oameni născuți din nou, niște oameni schimbați prin gloria și slavă lui Dumnezeu. Vă iubesc în numele Domnului Iisus Hristos și intrăm în rugăciune. Amin.